să te uiți la cei din biserică, să simțim unii împreună cu alții, să fim alături, să ne rugăm unii pentru alții. O credință adevărată ne face să ne leagă de Dumnezeu, ne credem pe deplin în El. Și o credință adevărată te leagă de cel căzut, de cei din jurul nostru. Suntem chemați, dragii mei, să avem o credință adevărată. Spune Scriptura, și dracii cred și se înfioară. Toată lumea are o credință. Și unii cred o filozofie, unii alta. Dar aș vrea în dimineața aceasta, singurul lucru care merită să-i dăm crezare în lumea aceasta este vorbirea lui Dumnezeu și nu altceva decât cuvântul lui Dumnezeu. Mai vrea în dimineața aceasta să-i spui, Doamne, vreau să te cred în totalitate. Pentru că vreau într-o zi să fiu împreună cu tine în împărăția ta. Domnul să ajute. Ajut să pot zâmbi, eu te iubesc, Iisus. Chemând numele Tău, te laud, Domnul meu, eu te iubesc, Iisus. Am nevoie de Am nevoie de tine, Doamne. Am nevoie.
I have the feeling that there's something like a kind of energy. I think God is more like, you know, just a mental state. I don't believe in God. An idea created by humans to explain things they don't understand. For me, God is everything really. My father, my best friend. Yeah, I definitely think God exists. I mean, sometimes it's hard to tell, but I think he's there. The consciousness development of a Hindu can happen over a number of lifetimes. It's not that you have to make it all in one life, because sometimes it's very difficult. The faith takes a major role, plays a major role in Judaism, but even more important is the observance and the tradition. We all have the capacity or the potential for enlightenment, which for a Buddhist is the ultimate goal of the spiritual life. So my side of that, my purpose as a Christian, would be to love God and to enjoy a relationship with Him. The ultimate goal for a Muslim would be to serve God through worship, and to serve God by serving fellow human beings. It's because of the resurrection of Jesus that we can face death with confidence. It means that Jesus was who he said he was. Courage. And that what he taught me is true. And hope. There is an afterlife. There is more to life than my span here.